Bună ziua, dragi copii! Eu am așteptat cu nerăbdare această zi și pentru că eu știu că sunteți micuți, dar totodată vă implicați în tot felul de activități gospodărești și cu siguranță veți vrea să vopsiți și ouă, am pregătit pentru astăzi activitatea aceasta într-un fel puțin mai deosebit. Materialele de care avem nevoie, eu mi le-am adus la îndemână și sunt o pensulă, un bol cu apă, hârtie creponată tăiată bucăți și care este de diferite culori, un ou fiert. Da? Udăm oul cu apă, îl umezim bine cu apă. Și luăm bucăți de hârtie creponată pe care le aplicăm pe ou. Dacă oul este alb, culoarea se va prinde mult mai bine și va ieși un ou foarte frumos colorat. Punem în continuare bucățelele de hârtie colorată. Da? Ce vreau să vă spun, înainte de a face această operație de a le vopsi, noi le fierbem și le răcim. Pentru ca ouăle da? Apoi, odată uscate, nu ne rămâne decât să le mâncăm. Și punem în continuare, vedeți ce frumos se prinde pe oul ud. Punem bucățele de hârtie pe care le umezim la rândul lor. În momentul în care am terminat de completat, punem și un galben. Va ieși foarte frumos oul nostru. Da? Și m-am gândit să mai punem o roză aici. Apoi ne... Poftiți cum a ieșit. Da? Un nou colorat. De hârtie creponată. Ștergem pe mânuțe. Este bine să folosim ceva ca să nu ne pătăm foarte mult pe mâini. Mami ne poate ajuta, ne dă ceva să avem la îndemână, un șervețel. Acum, pentru că avem ouă vopsite și am să vă arăt și vouă cum ies ouăle vopsite din hârtie creponată, dăm hârtia la o parte după ce s-a uscat și uitați, acesta este ouă. Mie îmi plac foarte mult cum a ieșit. Îl punem pe farfuria pregătită special ca un cuib al iepurașului de Paște. Pentru că avem ouă vopsite și avem și iepurașii de Paște, care i-am confecționat la începutul săptămânii pentru a folosi în decorul fundalul pe care l-am pus la povestea pe care v-am citit-o, povestea iepurașul de Paște cu familia de iepurași, în care iepurașul cel mic este singurul care ajunge cu oul întreg acasă și pe care îl pune la rândul lui în cuibul deja pregătit. Vom face și un teatru de masă. Familia iepurașilor, da? Eu știu că au un culcuș în fâneață. Și să vedem ce vor face ei.
În culcușul din fâneață ne-am trezit de dimineață. Suntem iepurași de soi. Tata e purilă, mama e puroaică, da? Și puiul de iepurași. Harnici, veseli și vioi. Pe mama noi o ascultăm. Sfatul ei toți îl urmăm. Mama e puroaică, puii ea îi cheamă și le zice în grabă și cu voie bună. Traci mami copilași, astăzi merge. Unde merge? Mergem prin fâneață. Ouă noi să căutăm, pe copii să-i bucurăm. Și-o pleca prin fâneață. Țup, 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 țup. Am găsit un ușor, hai să-l facem roșior. Roșu-i macul din câmpie, prin petale de culoare, oul noi îl colorăm, pe copii să-i bucurăm. Haideți să mergem, să mai mergem prin fâneață. Am găsit un ușor. Ăsta-i galben, gălbior. Soare, soare, frățioare, dă-mi o rază de culoare. Oul noi să-l colorăm, pe copii să-i bucurăm. Haideți să mai mergem, să mai mergem prin fâneață. Am mai găsit un ușor. Acesta e albastru ca cerul. Cer senin din zare, dă-mi o pată de culoare. Oul noi să-l colorăm, pe copii să-i bucurăm. Eu vă îmbrățișez cu drag, vă doresc sărbători luminoase și un Paște fericit!